fericite, cu alte cuvinte, așa încât trăim cu nostalgie luna care am trăit aici în România. Ne-am întâlnit cu rudele, cu prietenii, am stat de vorbă, am bârfit, am făcut câte și mai câte activități, așa încât acum la întors acasă drumul mi se pare un pic mai lung, cum spunea și Nicu Peneș Curcanu, mai lung îmi pare drumul acum la întors acasă. Da, depinde de care e casă. Da, da. Plecăm de la o casă la alta. Da, așa. A trecut foarte repede și drept. Eu, dacă ar fi fost pe mine, aș fi rămas în continuare aici, dar din nefericire sau fericire, n-aș putea să spun, trebuie să mă întorc să fac practica. Trebuie să fac practica când mă întorc, care va debuta exact pe 2 septembrie, când îmi aniversez eu 50 și ceva de ani, nu pot să vă spun cât, așa? Pe aproape. Pe aproape, da. Și cam asta, practica o să dureze cam 150 de zile, de ore, nu de zile, prostii vorbesc. Așa, și cam asta e. Ne așteptăm, să vă aștept să fac practica. Acum ne îndreptăm spre Arad, ne oprim la o pensiune ca să putem să ne odihnim, ca mâine mai pe spre seară, așa să ajungem la destinație. Rămâneți în continuare alături de mine, alături de Kiko, care a fost un erou, a fost foarte cuminte și l-a venit acasă. A stat mai tot timpul cu cineva, deci nu l-am lăsat deloc singur. Acum e puțin că am speriat, dar o să-și revină el în momentul în care... Cred că ducem la veterinar. La veterinar. Da, da, am fost ieri cu el la veterinar, da. Și l-am pus în cușcă, era pentru prima dată când l-am pus în cușcă, de când a venit în România. Și era așa de speriat, acum stă mai liniștit, văd. Așa încât o să-și ia revanșa în momentul în care o să ajungem din nou la Milano. Rămâneți în continuare alături de noi. Camera arată destul de bine, vreau să fac așa un mini tour al camerei. Mâncăm și apoi ne culcăm pentru că mâine avem un drum foarte lung de făcut. În concluzie, vreau să vă spun că vacanța asta a fost chiar slăbuță din toate punctele de vedere. N-am vizitat cine știe ce. Mai mult am stat în familie, ne-am plimbat de colo-colo și cam atât. Așa încât rămâneți în continuare să vă arăt cum arată camera de la pensiunea Alexander. Ce faci, Chicuțu? Chicone? Chico? Ce faci? Ești bucuros că ai ajuns acasă? În cameră, nu acasă, da. Dar parcă cunoaște el. Cunoaște, da, și anul trecut a fost aici. Acum se bagă sub pat, evident, că acolo e locul. Și aduce aminte anul trecut, da. Ghinii să-l scoatem sub pat. Sub pat, da. Deci, dragilor, camera arată cam așa. E destul de bine organizată. Bine, pentru 3 persoane că suntem noi aici, au și televizor, un birou. Pe patul ăsta se doarmă Teo, iar acolo eu se dorm eu cu Nicu și baia. Da. Era... Și frumos aici că te lasă și cu animale, vezi? Da. Bine, plătim în da. 10 euro așa pentru... Așa arată baia. Pentru animale. Vezi care au toate utilitățile, și fion și hârtie igienică, tot ce trebuie. Da, arată destul de bine. Peisajul nu vi-l arăt, că n-aveți ce să vedeți. Așa. Asta este. Da, avem aer condiționat, care Nicu l-a pus la 27 de grade. 27 27. Erau 29, trebuie să scadă până la 20. Trebuie să scadă, da. Și cam asta e. Deci cam asta sunt condițiile în care noi o să iarăși să bagă sub pat. Iar să bagă sub pat, fii atent. Da. Ați văzut cum arată camera, ați văzut și pe Chico care e taman intrase sub pat. Ne punem să mâncăm și noi ceva și după aia probabil ne punem la somn, că na, mâine călătorim prin două țări.
prin Ungaria și Slovenia și apoi ajungem în Italia. Da. Ok. O să încerc să mai filmez și mâine câte ceva, să vedem cât chef am și cât, ce evenimente importante, interesante se pot întâmpla. Da. Da. Nu știu dacă se pune în grăunță sau se pune în... El cercetează? Da, cercetează acum. Ții acolo, băi. Ții acolo. Pune șoricelul. Este șoricel? Nu este. Nu este șoricel. Ai păpat, Chico? Ai păpat? Nu am păpat încă. Nu? Trebuie să-i dăm să mănânce. Da. Și cam asta. Așa se sunt deocamdată bagajele care le-am adus noi din mașină. O să mâncăm și apoi mai vedem ce mai facem. Vrei să papi și tu, Chico? Vrei? Dragii mei, suntem în Ungaria. Am făcut o scurtă pauză de relaxare, de pipi, cu alte cuvinte. WC-urile sunt sub orice critică. Peisajul lunguresc nu are rost să vă mai explic, știți cum este. Și sper, de data asta sunt, dar nu știu dacă prindim... Prindem lumină. Nu, am să prindem... Și în Italia. Da. Slovenia, vreți? Da, în Slovenia. Da, da. Să prind... Slovenia, da. Da, răsăritul, dacă-l prind. Dar cred că nu, că l-am prins aici, în Ungaria. Da, și cam asta a fost prima noastră oprire. După aceea, nu știu, ne mai oprim probabil la următorul popas, când o să trebuiască să luăm prânzul și să golim stomacul. Ok. Dar ce e că vezi în oglinda? Ce vezi în oglinda aia? Soarele. Se vede soarele, se vede și peisajul pe unde mergem. Peisajul ăsta frumos din Ungaria? Da. Se vede foarte. Cu câmpurile astea arse de soare. Și cu geamul ăsta o leagă. Câteva din atracțiile care ne le oferă nouă Ungaria deocamdată.
Ungariei. Da. La Balaton. Sau cum îi spunea Vadim, Ligianu. Ligianu, la Ligianu vine, da. Uite că este acolo iarăși un sem. Ia să vedem cum se cheamă. Interesante și denumirile localităților. Asta stranul că nu are niciodată. Nagicanița, Siofoc, mai știu să mai scria pe acolo. Au și denumiri tare ciudate localitățile astea. Da, că limba ungurească de fapt e foarte curată, foarte, foarte ușoară. Ușoară. Da. Ușoară între ghilimele. Da, au foarte multe vocale. Nu? Cam așa. Și mai avem o leacă și ieșim din Ungheria. Ei, mai o leacă de mai ai. Sostoi. E mai amuză de denumirile localităților, sunt foarte ciudate. Știu, dar până ai ieșit din Ungaria mai ai. Mai avem, da. Mă puțin. Balatonul, vezi? Se vede un pic. Dar nu pot să văd din cauza viață. Hai că-ți deschide aici, sus, fereastra și... Da, da, da. Acolo, în zona aia. Thank you.
am plecat dimineața din cu răsăritul și acum ajungem în Italia la apus. Ajungem cu întuneric. O să ajungem cam cu întuneric. Cam pe întuneric, da. Da, asta este. Soarele ăsta dogoritor de vară.